De la extaz la agonie la poli al violeții sunt din nou cu secure deasupra capului. Consilierii județeni nu vor mai vota preluarea clubului Timișorean. SCFC Timișoara S.A. nu a respectat termenul de depunere a dosarului în vederea cesionării întregului pachet de acțiuni către autoritățile locale. Se arată într-un comunicat nesemnat, dar având antetul Consiliului Județean Timiș. Nu am primit ce am cerut. Nu poate intra proiectul în ședința de plen de mâine. Trebuia să primim niște acte care trebuiau analizate și aprobate ca să intre pe ordinea de zi. Nu mai e timp până mâine să se realizeze nimic. Marian Iancu susține că nu a primit nicio solicitare ca să trimite dosarul în vederea cesionării întregului pachet de acțiuni către autoritățile locale. Nu cred în comunicat, nu avem nicio corespondență și nici nu ne-a contactat nimeni de la Consiliul Județean. Nu m-a contactat nimeni de două, trei săptămâni. Purtăm discuții în orb cu cei de la KPMG. M-am săturat să comunicăm prin comunicate de presă. N-am primit nimic oficial către club. Nu ne-a căutat nimeni și nu ne-a solicitat nimeni niciun dosar. Clubul Timișorean a depus astăzi la FRF dosarul de licențiere, însă datoriile de 2 milioane de euro trebuie plătite până pe 31 martie. Joi de la ora 10 are loc ședința Consiliului Județean. Niciun punct pe ordinea de zi nu se referă însă la preluarea acțiunilor clubului de fotbal. Fără finanțare din partea autorităților, clubul nu va primi licența pentru liga 1, riscă de punctarea apoi dezafilierea.